Evet. Ne yaptı? Mantrezit. Non so se quando sono in toilette ma sono spolviso alcun no a testa avvisato per chiuta ma è si minte no perché hanno letturato passaggio delle chiuta si era Kuzmic come si chiama frate Ivan Kuzmic cu tipo la cu esența responsabilul a ducă cu legătorilor de foame de la stația Zima în Siberia, miezul Siberiei, în Taiga. Dar era aici la noi, știi, în Cioarecu, era la Livadia. Comuna Baru Mare, de unde sunt eu deloc, știi? Nu era pe la Ponor, cât era la Livadia. Și nu știu, un vis mai trăcut așa. Deci, Xiuta semăna cu maică mea, cu bunică mea, deci cu Valeria, cu Ana. Numai că, nu știu cum să zic. Bunica mea a fost foarte religioasă, foarte credincioasă, știi? Ea era mai naivă și în timpul școlii încă a venit geologul ăla de la Paris, așa, Moscova, și în 3 minute, 2 minute a lăsat-o cu doi copii, gemeni, băiașul fapt. Acum la comunism. Deci nu era chiar Ana, sau că Ana era, nu, mahărița, cum ai vrea să o iei. Nici mama. Era, să zicem, o verișoară, de sânge. Și ia uite, nu, am visat cu... Am ajuns cu doi copii, gemeni, și la plecase. Tu mă filmezi. Și... După aia... Au început să-i facă mare scandal comuniștii, știi? Că ea... Era fată credincioasă. Și simplă, așa, și frumoasă, ca și ciuta din cartea lui Evgenie Rusenko. Chiar mă gândeam, vreau să zic ceva, că vreau să scriu un poem în memoria lui Evgenie Rusenko, să vedem. La poartă de nu de la Lina Babi Iași, la Eugen Evo. Eugen Evo semăna cu Evgenie Rusenko. La Eugen Evo am debutat în 2002. Deci acum mai mort, domnul meu. Câțiva ani, 4 ani. Poate și mai mult. În 2078, acum te în 23
Thank you.
Budem Adonimom. Nu. Și chiar acum mă gândeam iar la ce am visat. Și, deci, cere două livadi de câmp de coastă, de coastă, peste trei. Barul mare, o, cum s-a de zicea, nu știu cum să zic, tot acum. Visul mi-aminteam acum, iar, că am dormit acum. Nu mai știu cum zicea. Nu știu cum la baterie, la memorie. Și nu a făcut bine. Și era un fel de văr, știi, și a zis, nu, vrei să te ajut, vrei să... Era al 50. Cu ce pot să te ajut? Dacă vrei să te ajut să crești copiii, nu știu ce. I-au zis că nu. Și cumva m-a disprețuit, știi, că era avea un băiețan, ce și fost eu. Deși nu eram numai, nu știu, nu, eram și o student, să zic, dar eram activist, știi? Ca bunică. Nu, dar a fost o scenă în vis când erau copiii puși într-un fel de lăcriță și era băiatul cu minte și lângă el a pus fata. Fata stătea așa, poate mai plângând așa, și băiatul, hați să tras un picior sau așa, să te rogut. Iar ce mă să plângă? No, și... Era acolo la școală sau primărie. Era scena aia, știi, cu Leonora când la casa de muncitor de audiență, știi, s-o câte la piat. Și a tipii a romani acolo, nu știu ce. Și a zis, bă, tu ești cea că un copil ești ăsta. Mă, doamne, să știi că vreau să te ajut, nu știu ce. Am mai visat cea profesor de la mine, dar de ceva de la Deva. Nu, și ăsta a fost visul. Deci, și după aia mi-au spus, e, Felix, dacă tu cu vărul tău nu m-a ajutat, nu m-ați fi ajutat. E autorare la moarte. Și asta era visat și acum. Și... Acum, pe iar am visat. Am dormit. Pace mi